porție gustoasă de sănătate. Vorbim despre afine, micuțele fructe care au ajuns să fie cultivate peste tot în lume. Conform Observator News, la pepiniera din Voivodeni, culegătorii lucrează de zor. Este perioada de recoltare și dacă afinele nu se culeg acum, se strică. Munca culegătorilor nu este deloc ușoară, pe ciorchine fiind și fructe coapte și necoapte. Numai cele albastre trebuie culese, bob cu bob. Petru Friciu, șef pepiniera silvică Voivodeni, tehnician silvic, a relatat că se adună de către o persoană undeva la 35-40 de kilograme pe zi. Venim de dimineață, că dimineața este mai răcoare, pe căldură este mai greu. Dar merge. Locul trebuie să aibă un pH ridicat. Am ajutat cu turba și rumeguș ca să facem un pH mai ridicat. Până acum s-au recoltat peste 2 tone de fructe, iar producătorii speră să mai culeagă încă pe atât. Cultura din 2017 este pregătită cu toate cele necesare pentru o recoltă bogată. Un singur hectar cultivat aduce câștiguri de peste 20.000 de euro. Pentru că afinele de pădure se coc mai târziu, cultivatorii se axează tot mai mult pe cele de cultură pentru a asigura cererea. Le mănânc crude, pentru că au mai multe vitamine. Au rutozit, asta care este bună pentru vasele de sânge, pentru retină. Nicolae Bloj, inginer Direcția Silvică Mureș, a spus că afinele de pădure estimăm că o să recoltăm, achiziționăm undeva între 10 și 20 de tone și ajunge pe piața externă. Vor mai trece însă 2 săptămâni până atunci. Afinele de cultură, în schimb, pot asigura venituri mai sigure și mai constante. Un hectar cultivat poate aduce câștiguri de peste 20.000 de euro, relatează Observator News.